Nu știu dacă în alte ramuri ale activității intelectuale un fel de vot spiritual ca al nostru a putut vreodată să ajungă în mod unanim și, aș putea spune, mai natural, fără discuții și fără polemici, la consacrarea unui nume de necontestat. Nu știu dacă sunt multe acele grupări omenești compuse din persoane care și-au găsit în aceeași lume de fenomene și de idei nu numai rostul activităților producătoare, dar și acela al aspirațiilor lor celor mai înalte, și care tăcut și în mod atât de unanim să fi desemnat vreodată printre contemporanii și confrații săi de muncă spirituali pe acela care să-i reprezinte în felul cel mai nimerit. Dar dacă profesorul și academicianul Dimitrie Pompeiu datorează în primul rând acest omagiu unanim reputației sale de mult consacrate în lumea științifică, universitară și poziției pe care o ocupă acolo printre cei care au adus științei noastre bogății reale, apoi trebuie să recunoaștem că și unele din calitățile sale personale și poate firea cu care de la natură a fost înzestrat nu au fost străine de împrejurările de atmosfera care au determinat o asemenea împlinire. Așa îl caracteriza pe Dimitrie Pompeiu cu prilejul împlinirii a 70 de ani de viață un alt reprezentant strălucit al școlii românești de matematică, Simion Stoilov. Asemenea mărturii publice ale prețuirii și prestigiului de care savantul s-a bucurat în epocă sunt numeroase. Vom apela pe parcursul acestei evocări la unele dintre ele spre a contura într-un mod cât mai nuanțat portretul omului și savantului Dimitrie Pompeiu. Vede lumina zilei la 4 octombrie 1873 în familia învățătorului din sat, care purta același nume, Dimitrie Pompeiu, pe care fiul avea să-l înscrie în istoria științei matematice românești. Școala primară a urmat-o la Dimăcheni. A terminat-o în anul 1885 și a fost înscris la gimnaziul din orașul Dorohoi. Din anii gimnaziului datează trezirea interesului pentru matematică a lui Pompeiu. Încă din clasa a treia gimnazială, rezolvările de probleme ale elevului din Dorohoi încep să apară în revista ieșeană Recreații științifice. Este primul succes important care vestește pe savantul de mai târziu. După absolvirea gimnaziului, Dimitrie, căruia îi murise mama, este sfătuit de către unchiul său, doctorul Leonescu, să se înscrie la examenul de admitere pentru școala normală de institutori din București, cu o durată a cursurilor de 4 ani, școală în al cărei comite de conducere era cunoscutul chimist Constantin Istrati. Dacă reușea, era primit ca bursier și întreținerea sa la învățătură ar fi fost asigurată. Pe cele vreo 30 de locuri candidau cei mai buni elevi din întreaga țară. Dimitrie se clasifică printre primii. Pe parcursul anilor de studii, adolescentul Dimitrie se dăruie studiului cu pasiune. Toate materiile îi plăceau și pe toate le studia cu atenție. Dar, treptat, matematicile începeau să aibă prioritate. Primul contact cu școala după obținerea diplomei de institutor are loc în 1893, când tânărul Dimitrie nu împlinise încă 20 de ani. Înțelegea să se dăruiască în întregime menirii sale pedagogice, acolo la școala din Ploiești, unde fusese trimis să profeseze. Învăța să-și potrivească vorba și gestul la înțelegerea copiilor din clasa 1 primară. Le făcea desene la tablă și îi învăța să cânte, cântând el însuși la vioară. Întocmește pentru uzul didactic o geografie a județului Prahova, precum și o lucrare asupra indicilor de refracție. Institutorul Dimitrie Pompeiu nu avea însă numai aceste preocupări pedagogice. Ambițiile sale, purtate pe aripile unei pasiuni neabătute pentru știință, ținteau cu mult mai departe. El, care nu urmase, din lipsă de mijloace materiale, decât o școală normală, se visa student al Facultății de Științe din București și chiar doctor în științe matematice. Această năzuință i-a adus și prima decepție amară, căci atunci când ceru să fie admis la facultate pe baza unui examen special, școala normală nefiind echivalată cu liceul, primi un refuz categoric. În schimb, Buletinul Societății Științelor Matematice din București, care apărea sub conducerea profesorului universitar Gogu Constantin, astronom și matematician de valoare,
Îi publica institutorului din Ploiești comunicări, memorii, note cu deosebit interes, care dovedeau nu numai cultură matematică, dar și un spirit de investigație de o puternică originalitate. De altfel, în 1896, Pompeiu a devenit, la propunerea lui Andrei Ioachimescu, membru al Societății Amicii Științelor Matematice, condusă tot de Gogu Constantin, unul dintre vicepreședinți fiind Spiru Haret.